sunt copii care au crescut acolo, cum de exemplu este un băiat Adi, Edi, este Radu, încă un băiat, este Marius Pomohaș, care zice că e copilul lui, care a crescut acolo mare parte. Și Edi, de exemplu, sunt sigur că este ca și părintele și a abuzat de el. Nu știu, intră în mintea oamenilor. Eu nu pot să-mi dau seama cum poate să ia niște copii, să-și bată joc. Intra în cameră la băieți și se ruta pe toți pe rând, pe gură. E ceva de neimaginat. I-ai mai prins și în alte ipostaze? Da, i-am prins și în alte ipostaze care nu, chiar nu pot să zic lucrurile, chiar mi-este foarte jenă. S-a vorbit despre... Am eu o întrebare și pentru cei de la cameră. Este o mare minciună ce spune. Da, până la minciună. E și mama lângă mine. Până la minciună, numai o clipă. Acest Alvin, când a ajuns acolo la voi sau în cercul vostru, în curtea voastră, a dumneavoastră, era nevăzător, vedea cu ochii sau nu vedea bine? Pentru că când el a spus la începutul începutului, a spus nu vedeam cu ochii. Așa a spus el la început. Prin puterea lui Dumnezeu s-a vindecat aici în biserică, pentru că el a fost orb. A fost orb. A venit acolo orb și a plecat văzând. Culmea, a văzut lucrurile acestea orb fiind. Nu, a plecat văzând. Nu a văzut nimic. Atenție, domnul Edi, pot să vă pun și o întrebare? Ceea ce foarte grav. Domnul Edi, dumneavoastră... Și mama e lângă mine și... Da, domnul Edi, pot să vă pun și o întrebare, vă rog? Spuneți. Aveți 20 de ani, da? Da. Ce lucrați dumneavoastră? Din ce trăiți? Sunt student la teologie la Alba Iulia, teologie ortodoxă. Minunăție. Și cine vă ține în facultate? Am părinți. Părinții dumneavoastră lucrează. Mama este lucrează. Lângă mine, în dreapta mea. Și mama dumneavoastră mama ce este lucrează? Cadru didactic. Mama dumneavoastră. Cadru didactic. Poftiți? Cadru didactic. Și cu leafă de cadru didactic vă ține la teologie? Da, care este relevanța întrebărilor? Relevanța este că, fiind legați și subvenționați de popă, îl vorbesc de bine. Da, asta este relevanța. Vă rog că nu așa de părintele tu vrei să spui că părintele îi finanțează, absolut. El i-a pregătit pentru sigur, facultate, iar ei le sunt datori să-l vorbească de bine. De-aia zic că trebuie arestat pentru că influențează martorii. Stați puțin.